Înalt Preasfinția voastră, onorată asistență, sărbătorile creștine ale nașterii Domnului Anului Nou și Bobotezei au în viața credincioșilor o semnificație aparte. Ele trezesc rezonanțe afective de înaltă sensibilitate și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un farmec cu totul specific în trăirea religioasă. La aceasta contribuie în cea mai mare măsură tradiția veche și scumpă a colindelor, care înfățișează evenimentul de extraordinară importanță al venirii în lumea Fiului lui Dumnezeu întrupat, într-un nimb de deosebită frumusețe și duioșie. Așa cum spunem pastorala cu ocazia nașterii Domnului 2015, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, această sărbătoare este expresia, prin excelența bucuriei, așa cum mărturisesc colindele noastre străbune, deoarece Creatorul cel atotputernic și atotprezent vine să parcurgă drumurile vieții alături de fiecare dintre noi, intră în istoria umană pentru a nu lăsa niciun aspect al vieții noastre netransformat de prezența sa dumnezeiască. El intră în fragilitatea și profunzimea noastră pentru a fi permanent alături de noi, vindecând înstrăinarea noastră. Cântecul colindelor s-a păstrat din generație în generație și a răsunat în fiecare an fără întrerupere în casele creștinilor, în noaptea sfântă a nașterii Domnului, sub luceafărul de argint al păcii, în seara de anul nou și la alte sărbători, îndătinându-se, răspândindu-se și fiind nelipsit din manifestările religioase ale credincioșilor noștri. Colindele exprimă, sub forma poeziei populare, florile alese ale simțămintelor noastre creștinești în fața tainei celui din veac ascunse, precum și binefacerile ce s-au revărsat asupra omenirii prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Puține popoare din lume au însoțit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o îmbrățișare așa de caldă și de duioasă și o exprimat așa de bogată în forme artistice cum a făcut-o poporul român. În colinde, simplitatea, ușurința și cursivitatea versului popular exprimă o mare bogăție de idei într-o formă plină de frumusețe artistice, în care figurile de stil abundă, comparațiile se întrec una pe alta, iar epitetele și mai ales diminutivele nu lipsesc aproape din niciun vers. Este, de altfel, tot ceea ce dă gingășie, frumusețe, farmec și duioșie colindelor. În vremea noastră, colindele se situează, prin valoarea lor literară și muzicală, în constelația artistică europeană. Dar colindele românești sunt păstrate, gustate și apreciate și pentru valoarea lor teologică. Ele sunt înmiresmate de parfumul cel mai ales al evlaviei noastre creștine și strămoșești, sunt o transpunere în forma populară cântată a credinței noastre ortodoxe. Ele sunt inspirate din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, din slujbele divine și din iconografie. În ele respiră puternic Duhul creștin și se păstrează ceva din frăgezimea creștinismului primar. În versurile lor duioase și pline de credință se descifrează sensurile adânci ale unei trăiri religioase autentice bazate pe mărturia de nezdruncinată a dreptei credințe. Ele prezintă ascultătorilor dogma ortodoxă înveșmântată în straiul idilic al versului popular. Niciuna din învățăturile de bază ale credinței creștine nu este uitată sau nefolosită în colindele noastre românești. În ele se răsfrânge învățătura creștină despre păcatul strămoșesc, întruparea și nașterea Mântuitorului, răscumpărarea oamenilor prin moartea și învierea sa, supracinstirea Maicii Domnului, cinstirea Sfinților, Sfintele Taine, învățătura despre Rai și Iad și judecata viitoare. Colindele sunt deosebit de valoroase pentru bogatele idei morale și sociale pe care le exprimă. Pe lângă mesajul ceresc al mântuirii, colindele au format și o școală de îmbărbătare, de nădejde și de virtuți morale în viața credincioșilor, exprimând dragostea de oameni, facerea de bine, smerenia, ascultarea și bunătatea, cinstea, dragostea de țară, eroismul, bucuria sărbătorilor, dorința de prosperitate, belșug și pace, ca idealuri nepieritoare și caracteristici esențiale ale sufletului poporului nostru. În ele eticul s-a îmbinat în chipul cel mai armonios
și mai fericit cu esteticul. În noaptea sfântă și plină de taina Crăciunului, acest praznic luminos, în fața acestor podoabe minunate ale sufletului românesc, care ne aduc mesajul măririi lui Dumnezeu, al păcii și înfrățirii între oameni, porțile inimilor noastre se deschid mai larg pentru a cânta după datina străbună colindul sfânt și bun și pentru a primi bunele vestiri ale colindelor și urările lor împreună cu Mântuitorul Hristos care vine odată cu solia lor să se nască și să crească, să ne mântuiască. Mulțumesc! Hai, sculați boierii, sculați! Vă sosesc de sărbători pe la geamuri cântători. Ei vestesc din om în om nașterea Marelui Domn. Ei colindă neîncetat toate casele din sat. Hai, sculați boierii, sculați! Deschiderea acestui concert tradițional de colinde al Arhiepiscopiei noastre, susținut cu înalta binecuvântare și la inițiativa înaltă Sfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, este făcută de grupul coral bărbătesc Valahia Cristiană, prezență binecunoscută publicului târgoviștean și nu numai, prin prestația muzicală de o deosebită calitate. În această seară, acești minunați tineri vestitori ai tainei celei din veac ascunse vor interpreta colindele. Bună dimineața la Moș Ajun, de Ioan de Chirescu, Domnul Iisus Hristos, de Gheorghe Danga, solist Nicolae Vasilache. Iar următoarele piese, în prima audiție, Sanctus, de Friedrich Schiller, Plugușorul, de Nicolae Lungu și Sculați boieri, de Gheorghe Danga. Dirijor, maestrul Mihail Vlădăreanu.
Amen.
Mâine anul se noiește, plâncușorul se bolnește, plâncușori cu șase boi, morișor mânca se noi. Ai sculat.